Comisia de urbanizare, aveți favorabil cu 7 voturi. Comisia economică. Aveți favorabil cu 7 voturi. Comisia juridică. Aveți favorabil cu 7 voturi. Să punem la vot acest proiect. Cine este pentru? Discuție. Discuție. Discuție, vă rog. Permiteți? Da, vă rog. M-a interesat, pe ce cum s-a semnat contractul pe fondurile europene? N-am înțeles întrebarea. Care este suma pentru care a fost semnat contractul pe fonduri europene la acest proiect de hotărâre? Aproximativ 5 milioane de euro. 5 milioane de euro, da. Noi știm că orice sumă în plus față de contractul pe fonduri europene este o sumă negligibilă și asta se suportă din bugetul local. Aici, față de primii indicatori tehnico-economici, văd o diferență de aproximativ 5 milioane de lei față de hotărârea Consiliului Local numărul 55. Această sumă suplimentară există în bugetul local și care au fost motivele care au dus la creșterea indicatorilor tehnico-economici de la 11.941 la 24.320. În ce constă? Acest proiect a fost inițiat încă din anul 2018. După atâtea simpope, atâtea piedici, să spun așa, pe la analizări, am stat 3 luni pentru un aviz la un studiu de soluție la Iona. Iată, suntem aproape la jumătatea anului 2021 și abia acum reușim să scoatem la licitație execuția. Dacă o reușim în perioada următoare, deoarece mai avem de primit un aviz de la ANTR Nord-Est, unde proiectul este în verificare, după ce s-a actualizat de TIZU, după prețul de materialuri, după celălalt de la manoperă și un preț de 2018, cred că este egal cu cel din 2021. Asta, dar sumele sunt cuprinse în bugetul local, în bugetul de veniuri și cheltuieli. Sperăm ca, în urma licitației, această sumă să fie diminuată prin concurența mai multor firme. Asta e speranță, doar dacă cred că nu vor veni 100% și această sumă va fi mai diminuată, dar acest proiect îmi doresc și eu și cred că și dumneavoastră, în calitatea dumneavoastră de consilier și ceilalți colegi, să-l implementăm, pentru că acest proiect va schimba fața orașului prin realizarea tuturor lucrărilor pe care deja le știți, de număr de fiecare dată, de vorba de căi de acces la blocuri, incinte de blocuri, cu pavele, borduri, bănci, iluminat, trotuarele de zona urbană, vape pluviale, vise de biciclete, standuri de biciclete. Dacă prețul a crescut, nu înseamnă că, și nu cred că cineva își dorește să renunțăm la acest proiect. Trebuie să găsim sursă de finanțare și o finalizăm. Proiectele sunt foarte bune, apreciez la acest lucru, deci să înțeleg că totuși această diferență față de primii indicatori tehnico-economici și pentru că și de creșterea prețurilor la materiale de manoperă. Vă dați seama, a apărut ordonanța 2114, la un moment dat care a maturat manopera, noi la momentul ăla deja eram USF-ul făcut, deja contractul semnat la minister. Deci noi le avem în buget. Da. Da. Bine, mulțumesc. Nu, dar doamna director economic spune că nu sunt cuprinse, vor fi la momentul potrivit când ajungem la asta. Deci totdeauna trebuie cuprinse sumele în buget, atunci când sunt diferite. În bugetul de venituri și cheltuieli se cuprind sumele după aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Deci există la bugetul de venituri și cheltuieli o anexă care se numește proiecte finanțate din fonduri externe. Acolo este valoarea actualizată după ultimii indicatori, indicatorii anteriori, hotărârii prezente, da? O valoare actualizată după ultimii indicatori și o valoare pentru creditele bugetare necesare anului 2021. Această hotărâre de Consiliu, dacă se aprobă, va fi supus aprobării în buget, adică acest proiect va fi actualizat ca valoare
în lista de obiective de investiții, proiecte finanțate din fonduri externe, ca valoare actualizată, dar nu neapărat și ca credit bugetar. Este posibil ca aceste sume provenite din diferențe să nu fie necesare în anul 2021. Deci vom aproba într-o ședință viitoare, într-o altă rectificare, lista proiectelor finanțate din fonduri europene, actualizată cu valoarea după acești indicatori și cu creditele bugetare, dacă este nevoie. Cred că nu va fi nevoie să actualizăm suma creditelor bugetare din 2021, având în vedere că suntem aproape la jumătatea anului și nu am reușit să... Da, să nu tot procedăm. Deci ca și buget, asta e explicația mea. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Dacă mai sunteți subiect, dacă nu se pune proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Pentru. S-a și ce tabel. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 56 din 27/3/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Măinești, faza studiului de fezabilitate cu elementele specifice de aici și a indicatorilor tehnico-economice. Comisia de urbanism, raport favorabil cu 7 voturi. Comisia economică? Comisia favorabil cu 7 voturi. Comisia juridică? Acesta va avea 4 voturi tehnice la fine. Dacă sunt discuții? Dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Șase. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, adică. Rog, avizul Comisiilor de Specialitate. Comisia de Urbanism, Comisia Economică? Aviz favorabil cu 7 voturi. Comisia Juridică? Aviz favorabil cu 5 voturi. Discuții? Dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Măinești, în județul Bacău. Rog, avizul Comisiilor de Specialitate. Comisia de Organizare. 7 voturi pentru aviz favorabil. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții aici. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri situate în municipiul Măinești, în favoarea SCO Enver Romesa. Rog, avizul Comisiilor de Specialitate. Aviz favorabil, Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și o nepartificare. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Vă mulțumesc. Discuții dacă sunt. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Abțineri? Pădurii împotriva? Vă mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobiliilor situate în municipiul Măinești, strada Tudor Vatinescu, bloc C2, județul Bacău. Rog avizul Comisiilor de Specialitate. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil
voturi pentru și o abținere. Comisia economică. Fatis favorabil cu 5 voturi pentru și 2 abțineri. Comisia juridică. Fatis favorabil cu 5 voturi pentru, abținere și 2 voturi. Discuții la acest proiect, care sunt? Supunem la vot proiectul de hotărâre. Nu. Ce doar comisia? Propunerea de a exprima în plen modul de vot al Consiliului Local. Dacă sunteți de acord? Aici am o propunere, dacă sunteți de acord. Pentru... Țineți microfonul mai aproape. Pentru această comisie să va trebui să aprobăm o comisie. A votul secret. Dar asta va trebui să fie condiționată de modul de exercitare a votului. Și aș vrea să vă consult privind votul secret în varianta electronică, așa cum este prevăzut în mai multe, cum este practica mai multe locuri de tasă. Cine este? Supunem la vot, cine este pentru această variantă? Dacă m-ați înțeles, da, să domnul Marginea și domnul Dărgea. Împotrivă. Am înțeles? Domnul Dărgea, abține. Abține. Vă rog să faceți propuneri pentru comisie. Supunem la vot componența comisiei. Doamna Lăzăraie Ragu. Vă rog să vă secret de modalitate electronică. Da, am înțeles. Este libertatea ta să liberă la lege, pe care o faceți. Dacă spuneați să vă ați interesat la Bacău, o să vedeți că a fost practică deja varianta electronică. Greșit. Dar iau întrebarea, iau votul. Da, vă rog. Deci, reluăm votul. Vă rog să vă exprimați votul pentru doamna Alăzărea Rău. Deci nu vă părăză domnul Consiliu Mancine, nu își exprimă deloc și domnul Consiliu Ardăria, da? Domnul Dărgea, dumneavoastră votați sau nu votați? Am votat. Să
Vă rog să vă exprimați votul pentru domnul Puntaru. Se aude? Vă rog să vă exprimați votul pentru domnul Puntaru. Dedicate ziilei eroilor și a evenimentului Raiul Moldovei și peste
Festivalul de Muzică Ușoară pentru copii și tineret, vis de stea, cu amendamentul domnului Margină și a cheltuielilor aferente. Rog avizul Comisiilor de Specialitate. Comisiile vă aviz cu aviz favorabil cu 7 voturi pe an. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pe an și o abținere. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pe an și o abținere. Domnul Gheorghe, am și eu o problemă. Ascult. Personal vreau să rog domnul Catrine, dacă pot repara domnule, să-l facă de la parcul de Băsești până la intrarea acțiunea. Să nu cont că sunt timpul acum cu, cum să zic, cu mai mare frecvență, s-a stricat în mod destul de mult și cetățenii de zonă chiar au solicitat acest lucru. Inclusiv eu și o să fie. Mulțumesc că ați făcut foarte bine. Asta cred că nu sunt un trafie foarte bun. Nu, e dar... Deci nu sunt un trafie. Vă cunoașteți de destul. E încate la rezidenția în partea la mea. Deci să punem proiectul la... Dacă mai sunt alte discuții, vă rog. Dacă nu, să punem proiectul la vot cu amendamentul domnului Mașa. Cine este pentru? Împotrivă? Da, sunt o. Am fost întrebat Consiliul Local la începutul ședinței
Și dumneavoastră și domnul Dărlea, singurii consilieri care ați fost conectat online, ați spus că nu puteți să vă exerciți dreptul de vot și vom preciza în procesul verbal că v-ați exprimat telefonic. Doamna secretar general, vă rog, eu repet încă o dată, nu m-ați înțeles. Nu vorbesc de votul secret în ceea ce privește comisia. Votul de proiectul de hotărâre a fost vot deschis astăzi, dar am votat atât vot electronic la fiecare proiect de hotărâre întrebați pe băieții de la calculator. Cât și verificarea a fi, procesul de 43, vot electronic sau verificarea a fi. Pot să trecem la variante pentru că sunt trei modalități de vot deschis. O să trecem la variante pentru care ne-am practicat asta. Deci, vot deschis și vot electronic. Vă mulțumim. Domnul Iorgu, vă spuneați să eliminați, dar voi dacă este un prelegit, eu n-am zis pe nicio lege că votez prin două modalități. Dar eu vă spun că să avem grijă pe viitor cum face. Astăzi putem considera că votul electronic este ca să fie mai concludent în ceea ce privește realitatea votului, pe ridicarea mâinii. Dar pe viitor, nu putem consemna în procesul verbal votul ridicarea mâinii și electronic, că nu prevede nici cu votul administrativ așa ceva, două modalități de vot pe cea la de hotărâre. Întrebarea era dacă putem cumva să găsim o altă soluție sau dacă ne-ar putea să mută pe spațiul verde. Am înțeles că e singurul spațiu verde de acolo și acolo se joacă copiii, fiind o zonă foarte aglomerată, că se parchează totul pe acolo de la școală. Ați fost personal să vedeți dacă e spațiul verde sau? Am fost acolo, într-adevăr, era puțin înverdeață, închis puțin. De bine. La momentul ăsta, Biserica Sfântul Nicolae are lucrări de reabilitare interioare și mai lucrează la exterior. Știți acele părăși de tablă care sunt alipite de clădirii tot de acolo de lângă biserică. Într-o discuție cu părintele Baruc de acolo, părintele Nicolae, vom lua măsuri pentru alocare de sumă pe legea 82 pentru a modernizația acea clădire de lângă biserică, de a muta acele grupuri sanitare în incintă, în interior, acolo la acea clădire, iar acele pupele nu pot rămâne acolo, având în vedere și finalizarea clădirii la fosta centrală tehnică, va fi finalizat acel centru de zi pentru persoane cu dezabilități, va fi folosit atât de cei care vor locui în cele trei case în cartierul Lucăcești și înfrișe tot în acest proiect, dar cât și de cetățenii municipiului Măinești care au probleme și dezabilități, atât cei care au gradul 1-2-3, dar și cei care au însoțitor. Pot fi aduși acolo, lăsați de dimineața și luați la o oră stabilită cu cei care conducem. Așadar, nu va mai putea exista o cubelă de gunoi în fața unui asemenea centru și adiacent Bisericii Sfântul Nicolae. S-a analizat împreună cu colegii mei de la mediu, de la Direcția de Utilități Publice, un viitor amplasament, pentru că oriunde lume există o platformă pentru colectarea deșeurilor. Mai nou, dacă mergeți prin Focșani sau prin Băiești, o să vedeți că este la un tablou, nu se mai supără nimeni. Sunt acele cubele de reciclabil, menajeri și de zilnic. La noi trebuie să găsim o posibilitate să le luăm din fața acelui centru de lângă biserică, să le amplasăm la o distanță, zic eu, mai mare decât în sala locului, dar întotdeauna nu pot mulțumi pe toată lumea, așadar va fi amenajată o zonă preșterită, se va urmări curățenia, am mărit numărul cubelelor pentru reciclabil, ați văzut și pentru menajer, cu siguranță va fi o locație care va fi supravegheată. Trebuie să înțeleagă cetățenii că trebuie să aibă o cerere cu mâine, nu pot să duc cubela la rampă la vezărie. O
partenerii erau de acord chiar să meargă mai departe din gunoiul, dar să rămână acel loc pentru copii. Am înțeles că singurul lucru care s-a putea lucra în acea zonă. Mergeți să vedeți și totul este suntem de prămâne la aia. Nu-i niciun loc de copii. Aparcate au plantat pomi acum în primăvară. Mai degrabă cetățenii aia să vă spună cum funcționează la acolo, de câte ori a fost sancționat pentru că vin de băuturi și a fost inspecția comercială și poliția locală, reclamați de la o singură persoană. E la de altfel de la Chioș. Nu, nu de la persoana de la Chioș, ca de la un locatar din da. Vom la măsuri ca să fie toată lumea mulțumită, dar trebuie să înțelegem că noi, un menajer, trebuie să aibă o locație să fie altă.